Salut, dragilor! Eu sunt Iasmina și astăzi l-am alături de mine pe Andrei Balan, care ne va oferi câteva sfaturi prețioase în materie de hairstyle. Spune-mi, Andrei, cum ți-ai dezvoltat această pasiune? Această pasiune a început acum 15 ani, aproximativ, dintr-o pură curiozitate. Tot timpul vedeam apropiații că se tund între ei și probabil din o pasiune de-al tatălui meu, care nu avea niciun talent în domeniu și mă chinuia de fiecare dată când trebuia să fiu tuns, am început și eu la rândul meu să-i tun pe ceilalți. Ușor lucrurile au mers înainte, dar niciodată nu m-am gândit că voi lucra în domeniu. Tot a fost o pură pasiune până acum 5 ani, când am intrat într-un salon cu gândul de a rămâne doar 3 luni. După 3 luni lucrurile au prins contur și în momentul de față am ajuns să am un business. Cum ai reușit să-ți dezvolți acest business dintr-o simplă pasiune? Cât de dificil a fost? Cât de greu? Cred că, de fapt, aici este secretul. Și chiar soția mea de multe ori spune că mă invidează, cu ghilimele de rigoare, pentru că am ajuns să fac bani din ceea ce îmi place. Dacă pui multă muncă în pasiune, ajungi la performanțe. Consider că nu este un apogeu în momentul în care sunt, mai am foarte mult de învățat, dar îmi dau tot interesul să ajung acolo unde doresc. Ne poți spune, te rog, ce se poartă vara asta în materie de frizuri, coafuri pentru domn? În general, clienților le recomand să adopte un stil cât mai practic, cât mai personalizat. Nu urmăresc să mergem pe un styling de fotografie, un styling de podium, pentru că puțin sunt cei care acasă reușesc să facă așa ceva. În general, clienții vin cu o postare și mă întreabă: Andrei, putem face lucrul ăsta? Cu siguranță îl putem face și întotdeauna ne iese, sau de cele mai multe ori. Dar următoarea tură, când vin la tuns, niciodată nu sunt mulțumit de ceea ce fac ei acasă. De aceea, în vara aceasta, din câte am observat, tendințele merg către bretonul cât mai scurt, tunsoarea cât mai lejeră. Produsele pe care tu consideri că trebuie să le aibă un bărbat la el acasă? Până acum 5 ani nu aș fi dat mai mult de 30 de lei pe un produs de styling. Era o sumă fixă acolo, dar ulterior am văzut avantajele unui produs de calitate și în general recomand ca cel care dorește să-și cumpere ceva să își adapteze produsul la freza pe care o dorește, la modul de styling pe care îl abordează. Cele mai vândute sunt și cele mai folosite sunt pomadele pe bază de apă, cele mate. Mai devreme despre coafurile din revistă. Tu de multe ori cred că ești pus și în ipostaza de a fi psiholog, pentru că de multe ori vin clienții și aleg frizuri care nu neapărat că îi avantajează și se trezesc ulterior: ok, mie nu, mi mai place, nu îmi stă bine, ce fac acum? Cum te confrunți cu o astfel de situație, dacă apare? Cel mai greu este atunci când cineva se pune pe scaun și spune: Andrei, fă-mi tu ce vrei. Niciodată nu poți să-i faci acele persoane ceea ce tu vrei. El de fapt știe cu siguranță ce-și dorește, doar că, așa cum spuneai, ai rolul de psiholog și trebuie să discuți într-o atât cu el încât să-l aduci acolo unde să-ți povestească despre ce-i place lui.
Evită discuțiile de genul ăsta, au reținere, par a fi plictisiți, dar satisfacția cea mai mare este atunci când în timp se încheagă o relație între tine și cel de pe scaun. Iar ăsta este momentul în care, iar acesta este momentul, nu ăsta țărare, iar acesta este momentul în care ajungem și în situația de a-i face ceea ce eu știu că îi place, pentru că deja am ajuns să-l cunosc. De câțiva ani încoace, observăm că tot mai mulți domni și băieți, bărbați se reprofilează pe bărbi. Ne poți spune un ritual corect de îngrijire a bărbilor și cum să le purtăm? Da, este un trend binevenit. Eu port barbă din alte motive, am purtat-o tot timpul, nu mi-am lăsat că așa era moda, dar suntem influențați și fără să ne dăm seama. Mi se pare destul de aspectos ca un domn bărbat să își poarte barbă, dar secretul este că ea trebuie îngrijită într-adevăr. Dacă nu ținem la ea, dacă nu suntem atenți, se arată ca o mătură. Ca și ritual, tot timpul trebuie spălată. Balsam, șampon, ulei, care, da, nu trebuie să lipsească din dulapul din baie, lângă pomada amată. Tu însă, eventual, și acasă se poate întreține zilnic. Ce le spui clienților tăi în momentul în care aceștia vin și spun ok, uite, vreau să am barba așa sau așa, lungă sau scurtă și poate că nu îi avantajează, dar ei insistă să o poarte într-un anume fel? Ajung să aibă încredere în mine. De aceea vin și îmi pun întrebarea, cum crezi tu că e mai bine? Cum o vezi tu? Ce viziune ai despre fizionomia mea? Cum mi se așează barba respectivă? Nu vin cu un stas. Fac un pic paranteză în discuție, am avut surpriza că la un moment dat și un client pe care nu o să-l niciodată mi-a venit cu o fotografie a unui negru și el era blond și cu părul drept și mi-a zis că vrea așa, am crezut că e o glumă, dar... Da, tot se plâng în ziua, de ce urmitor vin mulți băieți mai tineri și mă întreabă de tot fel de produse pe care să le folosească pentru a-și crește barba. Maturitatea bărbii e în jurul vârstei de 30 de ani. Se aștepte până atunci, nu știu, să le crească. Revenind la cariera ta, spune-mi, te rog, unde te vezi tu peste câțiva ani cu business-ul tău? Îmi doresc tare mult să mă dezvolt pe partea de frizerie, de barbering. Da, este un lucru care a prins amploare foarte mult în România de vreo 3 ani, să zic. Este un lucru foarte căutat. Din câte am văzut, e foarte cool să fii frizer astăzi. Mi se pare foarte interesant. Am foarte mulți clienți care vin și spun, știi, că aș vrea și eu să tund, că aș vrea să fac un curs, că... Foarte tare. Deci mă bucur foarte mult pentru cei care doresc. Secretul este că trebuie să ai ceva și în interior. Și așa cum spuneam, dacă nu ai acea vocație, fiind o meserie, nu poți să ajungi bun, nu poți să ajungi foarte departe. Nu mi se pare că eu treabă mecanică pe care o iei, o înveți și o faci. Trebuie să o simți, trebuie să o trăiești, trebuie să ai anumite aptitudini. Eu îți mulțumesc frumos că ne-ai acordat câteva minute din timpul tău, iar... Pe voi, dragilor, vă invit să îl vizitați pe Andrei la Beauty Zone în Timișoara, iar nouă să ne dați un subscribe ca de fiecare dată.